Hello, salut, eu sunt Tehai și bine v-am regăsit la un nou clip din cariera Coase Monaco. Înainte să încep acest clip, vreau să-i mulțumesc foarte mult Metro FIFA pentru promovare. Și da, sper că vine meciul cu Ajaccio sau Ajaccio, cum se pronunța, habar n-am. E un meci destul de ușor, să zic așa. Am negociat un meci negociat un pic cu David Luiz, fiindcă a venit perioada transferuri. Și da, pare că nu mi-a acceptat. A vrut un contract mult mai bun și a mărit mai totul. În afară de ani, i-am dat salariul de două ori mai mare, cred. De două ori, mă rog, iar la 100 și un pic. Bun. Haideți să începem meciul. Și începem meciul, iată. Vedem aici au ei, adică Ajaccio începe meciul. Imediat reușesc să recuperez. Falcao, pas în față cu Oscar, intră între trei jucători. Centrez acolo în spatele porții, șut cu Tănase, nu reușesc nimica. Și blocat imediat, logic. Combo Biasi, Chimneastru, ea, n-am putut. Belzaglon acum, Abidal iese de Jerșoia. Și vedem în minutul 14, reușesc să le posedez cu Combo Bia, cred că era. Cum are Rodriguez, fentează frumos doi adversari. Ce pas în fața porții și e gol, Oscar, fază de cascadorii râsului, dacă pot să zic așa. Că practic am dat două pase și un gol. Trecut și practic putea să scoată portarul, dar s-a împiedicat cu ea. Vine minutul 19. Scap cu Obadi pe banda dreaptă. Acum Obadi nu e nimeni în fața porții, din păcate. Am încercat să fac acolo chestie. Și e un corner dat mai degrabă pe prostie. Centrez cu Oscar Borja Lopez. Dă cu capul, nu reușesc nimica. Iată, portarul o degajează și ea vine minutul, nu văd cât este mică, dar ar să zic că era mai de pauză. Cu Curzua, 39-40. Rodriguez, acolo un șut în blocaj și este un corner, bat cu Tănase la Abidal, dar nu reușesc să bag nici data asta în poartă. Și ca de obicei eu nu luați niciodată portarul sau de la șeste. Lejer o recuperez cu Oscar, pasă la Rodriguez, Obadi, Rodriguez pleacă, încerc, pătrun cu Obadi, Dani Alves și acum Tănase, dar se bagă repede Falcao și de pe lângă. Practic Tănase putea să facă de acolo foarte, dar nu contează, nu e bani. Iată acum Falcao vine de acolo din spate, reușește să ia trece, fintează doi jucători. Acum portarul, șut și este gol, chiar înainte de pauză. 13 goluri, toate competițiile, toate meciurile, de fapt. E destul de ușor să dau golurile. Și vine pauza, 2-0. Iată ratare cu Falcao, au ceva ratări care nu le-am pus. Vedem schimb golul lui Oscar, v-a zis, s-a prins-o și practic i-a scăpat-o, i-a trecut pe lângă mustață acel șut. Falcao, se vrea că e ceva obosit și am decis să îl schimb, dacă nu era pe el. Că nu mai știu, dar pe Falcao am zis parc, sau pe Riviere, nu mai știu, sau parcă l-am lăsat așa. Nu mai știu exact. Mă rog, trecem la minutul 53, unde e o fază în apărare lui Ajaccio. O recuperez imediat cu Oscar, șut cu Oscar și o bag direct în poartă. Oscar îl învață pe Falcao cum se dă golul. Numărul 13, schimb Oscar, trebuie să-i schimb neapărat numărul. Dar asta în episoadele viitoare. 3-0 cu Ajaccio, minutul 54. Acum e o fază în minutul 59, parcă. Tănase, are fază pasă lui Marțial și gol cu Rodriguez. Două pase superbe. Am dat 6 goluri în total cu Rodriguez. Sunt destul de mulțumit, să zic așa, de el. Se putea și mai bine, dar merge și așa.
Și iată, se termină și meciul 4-0 cu Ajaxio. Și da, i-a încanciurui pe băieți. Bun. Și iată că următorul meci este versus Marseille. Dar se pare că David Luiz nu a acceptat contractul care i-l-am dat. Și practic avem un nou super baștamosul jucător. Dar hai să vedem meciul cu Marseille, să vedem. Ok, bun. Începe meciul cu Marseille. Recuperez imediat cu Falcao. Încerc acolo un șut și nu reușesc mai nimic, fiindcă da, eu sunt Batman. Și iată vine pauza, unde n-am avut deloc mai nicio fază. Baze care au fost s-au dus la metri pe lângă și tot așa. Nu prea am avut deloc faze. Mă rog, începem a doua repriză și iată vine 67 sau 50, dacă nu știu prea mult. Un corner, Tănase, Curzoa acolo, pasă, Dani Alves. Șut de acolo cu Dani Alves și trece un pic pe lângă bară. Și iată ca o fază. Acolo Kong Bobia cu capul. Nu reușește nimic. Joao Moutinho nu recuperează. Kong Bobia e zidul chinezesc acolo. Și da, Falcao... E marțial acesta, pardon. Mă mir că a reușit. Iată, Joao Moutinho scapă acolo, însă nu a fost să șutez cu el. Tănase, puteam să iau să merg. O greșesc aici, Marțial o prinde și este un offside, din păcate, la Tănase, cred că e. Mă rog, iată și o schimbare la ei, la Marseille. Și aici mi s-a cam blocat mie, dacă nu e de la Camtasia, mi s-a cam blocat mie jocul, din câte mi-amintesc. Dar iată vine 74, o fază, corner, cap, gol. Marțial dă al doilea gol în acest match. Sau primul. Parcă al doilea. Pic, da, al doilea, așa am zis, bine. Ok, acum iată Marseille scapă. Fază periculoasă, unde n-au avut nicio fază. Curzoa e destul de obosit că l-am cam alergat. O centrare acolo au scăpat și mi-a trecut milimetric de gol. Practic mă uitam aici și mă miram cum Dumnezeu n-a băgat în poartă. Mă rog, Romero, Abidal, David Luiz, băiatul care merită tot ce vrei. Și iată aici am greșit tot cu David Luiz. Fază, dar tot cu Luiz am luat-o. Tot Luiz a reușit să facă să scap. Am plecat cu Luiz de acolo din apărare. Și am dat o pasă lungă la Marțial. Șut de acolo și o scoate în schimb portarul. La fel, Ocampos bat cu el. Bat sus pentru Kong Bobia, care ratează acum David Luiz și el nici el nu poate să o ia. Tot David Luiz nu renunță deloc la ea. Nu știam acolo ce să faci, m-am panicat cu Tanai sau cine era ăla. Sau Curzoa, nu mai știu exact. Iată acum, Curzoa cred că era. Și iată și vine sfârșitul meciului, 2-0 le-am dat. Iată golul cu Falcao din centrare. Deci, da. Bun, cam asta a fost meciul. Deci, până data viitoare. Bye, bye.